Drasă Celeni, mi-am propus să fac pentru dumneavoastră o scurtă recapitulare, dar și câteva precizări referitoare la situația cea mai delicată din municipiul nostru în această perioadă. Sigur că avem foarte multe probleme în municipiul Zăcele, noastră le cunoașteți mai bine decât oricine, chiar se pare că mai bine decât cei care conduc municipiul, dar mi-am propus să vorbesc în acest moment despre apariția din ce în ce mai deasă a ursului în zonele populate ale municipiului nostru. Știți foarte bine că cei care erau în măsură să intervină rapid au spus că este vorba, citez, doar de un ursuleț rătăcit. Nu este așa. Săcelenii, prin dovezile pe care le-au trimis și pe care le publică în online, chit că e vorba de fotografii, chit că e vorba de materiale video, au arătat că discutăm de mai multe exemplare, de exemplare care au dimensiuni diferite, vârste diferite, dar toate au o caracteristică comună, sunt din ce în ce mai îndrăznețe, apar ziua, apar seara, apar noaptea, apar nu doar pe stradă, apar chiar în gospodările oamenilor, în curțile acestora și nu este deloc amuzant pentru cineva care locuiește la casă să trezească cu ursul în curte atunci când se află acolo împreună cu familia. Vă spuneam că inițial administrația a avut o reacție chiar letargică, aș putea spune, la această situație, considerând că e vorba de un singur exemplar. Ordonanța 81 din 2021 este foarte clară și spune că intervenția trebuie făcută prompt în anumite situații. În municipiul Zăcele discutăm chiar de o intervenție care poate merge până la eliminarea acestor exemplare, nu doar pentru relocarea lor, pentru că această ordonanță are o precizare în care spune că dacă oamenii sau bunurile acestora se află în pericol, putem să mergem până la această intervenție mai dură din punct de vedere al protecției animalelor. Dar în acest moment în municipiul Zăcele discutăm de o situație în care oamenii și siguranța lor trebuie să fie mai presus decât orice. Sigur că zăcelenii au punctat mai bine decât oricine faptul că administrația s-a comportat jenant în aceste zile. De la pânde eșuate până la o singură cușcă, se pare, cu care se încearcă relocarea acestor exemplare de urs, până la un moment din Consiliul Local de săptămâna aceasta, când domnul viceprimar, probabil încurajat și de domnul primar, dar și de ceilalți prezenți de administrație, a avut un comportament nepotrivit și agresiv la adresa unor cetățeni din zona Cernatu, care au îndrăznit cu ghilimele de rigoare să îi se adreseze pe un ton mult mai ferm, solicitând măsuri, pentru că, citez, nu mai pot dormi în casele lor noaptea. E bine, eu cred că trăim totuși într-o lume civilizată, iar municipiul Zăcele trebuie să facă parte într-o lume civilizată, iar într-o astfel de lume, cei care au astfel de comportamente trebuie sancționați. Inițial ei trebuie să-și ceară scuze, iar ulterior, atunci când va veni momentul, ei trebuie sancționați. De asemenea, vreau să solicit clar și ferm administrației de la Zăcele o intervenție pe stradă, în teritoriu, mult mai rapidă. Discutăm aici, bineînțeles, de faptul că ei trebuie să coboare din birourile lor, să fie prezenți pe străzile unde sunt astfel de probleme, astfel de incidente de prezența ursului și să ia măsuri de prevenție înainte de a lua pe cele de corectare. Vorbim aici de golirea coșurilor stradale, vorbim de prezența poliției locale, vorbim de colaborarea cu diferite ONG-uri care pot pune la dispoziție logistică suplimentară pentru a captura aceste exemplare, pentru că vă spuneam, în acest moment nu s-a capturat și nu s-a relocat niciun urs din cei care vin constant în municipiul Zăcele. Haideți să nu asistăm la o dramă, pentru că ulterior sunt sigur că toți vor regreta că nu au făcut tot ce puteau pentru a asigura siguranța săcelilor în astfel de situații. Eu am încredere, în primul rând, în săceleni, care știu că în aceste zile au transmis constant unde se află ursul, unde a venit, pe ce străzi, în ce zone, cu ore, cu fotografii, cu filmări video, dar vreau să le spun să nu riște nimic, să nu încerce să-și facă singur dreptate, pentru că putem intra în alte zone. Mulțumesc, acesta a fost rezumatul situației delicate în care ne aflăm și sper ca pe viitor să venim cu informații mai bune.